acest weekend, check-in-ul local a fost dat într-o notă gastronomică. Acum că toamna s-a instalat, iar temperaturile sunt ceva mai scăzute, ne gândim la modalități de a petrece timpul în aer liber. Astfel ne-am oprit la Sadova pentru că localnicii, curioșii și călătorii gurmanzi au primit invitație la brunch. Un curent pornit din Marea Britanie, brunchul este o combinație între mic dejun și prânz și a fost creat pentru cei care vor să se relaxeze într-o dimineață târzie cu preparate delicioase alături. Iar la Sadova, în țara fagilor, am gustat din ingredientele locale și mâncărurile delicioase preparate de bucătarii scusiți. Principalul scop cred că este cel de a aduna oameni faini alături. Oameni care vin targetați, ca să zic așa, știu pentru ce vin, vin pentru o atmosferă faină, pentru alt gen de mâncare, pentru a descoperi alte gusturi, pentru a relaționa. Avem oameni aici de la Iași, din Suceava, din Gura Humorului, Câmpul Lung, Sadova, aveam chiar pe cineva din Franța, adică e un moment bun, mâncarea aduce oamenii la oaltă. Dacă mai avem și un vinuț bun, tot e bine și frumos. Felurile de mâncare servite la brunch sunt consistente față de cele prezente la micul dejun, dar mai ușoare decât cele de la prânz sau o combinație între cele două mese. Ineditul brunchului de la Sadova a constat în faptul că multe preparate tradiționale au primit o notă de noutate și de inovație. Fel de mâncare la modul că încercăm pe cât posibil să dăm un nou vibe unor rețete puțin mai vechi, să le actualizăm puțin ca și gusturi. Știm cu toții că generația din ziua de astăzi nu mai gustă aceleași combinații ca cele din trecut. Asta nu înseamnă că ele nu au valoare. Înseamnă că trebuie puțin adaptate și puse în valoare în același timp, ca să profităm cu toții. Puteți îmi dați un exemplu? O mâncărică rece de prune afumate, de exemplu. Hripane, pate de hrip, pate de pui, ciorba de hrip drasă cu smântână, ciorba de sfeclă. Fondue de brânză. Gogoșari umpluți cu ghebe și orez. Pe lângă astea avem niște combinații puțin mai inovatoare, ca să zic așa. Un parfait de dovleac plăcintar, un cheesecake cu gutui, gomboții cu prune care nu sunt făcuți așa cu aluat din cartofi, făină, old school, ca să zic așa. Avem caș maturat de la Oana, maturat cu hrip. Cu hrip, caș cu piper, șofran, pele mea cu diverse condimente, laptele acru la balmoș. Cred că 80% din meniu, nu știu așa, nu sunt foarte bună la matematică, este din ingrediente locale care se găsesc la această oră la noi. Nu e nimic congelat, nimic, zic eu, conservat. Deocamdată am putut să lucrăm pe fiind toamnă cu ce are zona mai bun de oferit, de la ghebe, urechi de porc, mă refer la ciuperci, creasta cocoșului, hribi. Pe lângă preparatele servite la brunch, invitații au ocazia să deguste un vin rafinat adus de o cramă din Frumușica, județul Botoșani, o cramă cu un specific aparte. O cramă de familie, facem vinuri artizanale în agricultura ecologică, sunt vinuri foarte puțin procesate. Să înțeleg că ăsta e specificul. Da, cramă de familie. Mergem pe principiul cramelor din Toscana. Avem o suprafață mică de vie, facem vinuri în ediție limitată, 933 de sticle pe sortiment și ne axăm pe calitate. Nu trebuie neapărat să fii priceput, să înțelegi un vin de calitate, ci pur și simplu gustul te poate încânta sau nu. Nu trebuie să fii neapărat sommelier pentru a înțelege un vin. Când te simți bine și ai băut un pahar de vin și nu ți-a fost rău și ai băut un pahar de vin și n-ai simțit gusturi de sulf sau de alte substanțe, eu cred că este de ajuns pentru a înțelege calitatea. La brunch-ul de la Sadova, cu ce ați venit? Avem fetească albă și fetească neagră. Sunt vinurile noastre nou intrate pe piață cu eticheta nouă, Jitar, și sperăm să placă publicului. Adică ne-am mai prezentat cu ele și a mers foarte bine. Eu cred că și aici publicul va fi foarte receptiv. Fiind o masă spectaculoasă, brunch-ul se încadrează într-o multitudine de evenimente. Poate să fie un răsfăț personal într-o frumoasă zi de toamnă sau poate să reprezinte o întâlnire de afaceri importantă. Este un prilej perfect de a petrece timp de calitate. Brunch-ul de la Sadova ar putea deveni o tradiție în zonă, iar autoritățile locale, de obicei, girează pentru tot ce înseamnă promovare și dezvoltare turistice. Noi dintotdeauna autorizăm și chiar ne pare bine că există această socializare între
agenții economici, chiar mă bucur că au făcut astăzi această sărbătoare aici, la noi, la Sadova. Îi felicit și le urez mult succes în continuare. Sunt din mai multe zone, de la Câmpul Lung, de la Botoșani, după cum ați văzut, chiar mă bucur că fiecare agent economic vine și își prezintă marfa și așa știm și noi ce bunătăți avem și noi în zona noastră, în județul nostru, în țara noastră și peste tot. De asta trebuie să-i felicit pe acești oameni și acești agenți economici că chiar în timpurile de astăzi este foarte greu să faci ceva și să duci înainte, că știți și dumneavoastră cum stau lucrurile și știm fiecare dintre noi. Branciul este despre rafinament, eleganță și momente de răsfăț. Aflat la granița dintre micul dejun și prânz, branciul reprezintă un concept extrem de interesant care devine tot mai popular la noi în țară. La branciul de la Sadova, cei prezenți s-au delectat cu bucatele pregătite de bucătari, iar în afară de cele care au primit o notă de inovație, au fost apreciate și preparatele tradiționale. Ce preparați ai? Da, aici preparăm un balmuș din jintuit, cu smântână, se pune făină, caș, când după ce se alege, iasă grăsimea. Și vine servit cu urde, tot cu jintuit, fie că el e foarte caloric. Și după acest balmuș nu trebuie consumat lichid de 20 de minute, după fiind gras, nu avem probleme. Și foarte, foarte gros. Cam jumătate de oră, 20 de minute. Oamenii cum pune, din zona cum pune. Asta e prăjitura ciobanului. Când mergeai la stână, când aveai musafir sau vineai, punea repede baci, hai să fac un balmuș, că au făcut, e cea mai delicatesă mâncare aici la Sadova. Branciul este o masă relaxată alături de familie sau prieteni. Se organizează de regulă în weekend, începe înainte de ora prânzului și poate continua până după amiază. La Sadova, branciul a fost o experiență în sine, accesorizată cu o varietate de preparate și băuturi, relaxare, atmosferă plăcută și muzică bună. Foarte delicioase, foarte, toate produsele și bucatele, atmosfera, vremea de afară. Tot. Dar mai mult și mai mult... Cel mai mult și mai mult mi-a plăcut balmoșul. Tradițional. Da, tradițional, îmi era dor. Și dulciurile, deci toate au fost găluștele cu prune, foarte, foarte bune. Cum se pare ideea asta de a organiza un brunch? Foarte bine, pentru că la noi în zonă nu se întâmplă așa chiar foarte multe evenimente și chiar am îmbrățișat cu drag ideea și am venit cu mare plăcere. Inedit cât este totul acum, de exemplu acești ardei sunt cu ciuperci, inalarea aroma specifică de un vin roșu aspru. Dar la mâncare mă mai gândesc. Per total extraordinar. Cat bun la brunch. De toate. Ciorbă cu hribi. Foarte bună. Și toate aperitivele. Cu multe legume, cu nuci, cu produse locale. S-a părut super ideea. Am înțeles că unele preparate sunt nu neapărat îmbunătățite, modernizate. Da. O idee bună, mai ales că probabil vrem și ceva nou. Da. Dar ideea asta cu brunch-ul, cum vi se pare? Eu o știu de mult timp, o promovăm și noi, că și eu sunt în altă asociație și spun că e o idee extraordinară, mai ales dacă reușim să atragem produsele locale, să aducem plus valoare în regiune. Brunch. Brunch? Ai mâncat ceva bun aici? Da. Ce ai mâncat bun? Pește. Cătos și cașcaval. Și erau bune? Da. Da? Dar dulciuri? Ai mâncat dulciuri? Nu. Nu? Era acolo o tartă cu doblea, că ai văzut-o? Da. Și n-ai voie să mănânci dulciuri? Sau? Nu, eu am un pic. Ce preparat v-a plăcut? Fasole. Fasole? Da. Am înțeles că unele le-au dat un upgrade așa la unele preparate. Cum vi se pare? Le-au modernizat un pic. Bune. Au fost bune? Da. Eu cunosc fetele și știu că ele gătesc extraordinar. Ce am mâncat cel mai bine de aici? Dulciurile. Pentru că eu am ținut o cură de slăbire și am slăbit 20 de kilograme și am venit doar pentru asta. Ai venit să recuperați? Mâine nu, mâine nu mai mâncăm. Nu, totul a fost foarte bun, totul a fost extraordinar de bun. Ce v-a plăcut cel mai mult din preparatele pe care le-ați gustat azi? Sincer vă spun, nici nu știu din ce farfurie să iau, chiar sunt niște bunătăți care rar le-am văzut, vă spun sincer.
foarte rar le-am văzut și mă bucur pe chestia asta. Am văzut că au toate felurile de tocană, de preparate din carne, din pește, au foarte multe dulciuri, produse de toamnă, zacuști, toate felurile de mâncăruri. Și eu chiar sunt cam gurman și nu știu cum am să mă pot opri de la aceste bucate minunate. Cum vi se pare ideea cu branciul organizat aici? Natură foarte frumoasă, foarte frumoasă, extraordinară. Sperăm, ar fi frumos în județul Suceava și în Bucovina să se fac branciuri pentru turism. Cred că mi se pare o chestie foarte faină. Să aducem oamenii să mănânce la noi. Să mănâncă extraordinar. Cred că asta ar fi viitor. O idee minunată pe care autoritățile locale din Sadova o vor lua în calcul. Branciul poate deveni pretutindeni în Bucovina un răsfăț de weekend, mai ales că oamenii sunt dornici să socializeze, să se relaxeze, iar dacă aceste activități vin la pachet cu bucatele bucovinene, weekendul este perfect.